Cel puțin 113 persoane și-au pierdut viața într-un accident produs într-o mină abandonată situată în nordul statului Myanmar, după ce prăbușirea unui versant a îngropat de vii un grup de mineri care lucrau în mod ilegal. Accidentul s-a produs pe când minerii săpau pentru a extrage pietre prețioase din versanții excavați ai unei mine dintr-o localitate izolată. Accidente similare se produc în mod frecvent în această țară. În aprilie anul trecut, cel puțin 54 de persoane au murit în urma unei alunecări de teren survenită la o altă mină din aceeași zonă.